numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, binecuvintează, Părinte, stareți pentru a rosti. Amin. Părinților, fraților și surorilor, la această Sfântă Evanghelie, când am mai trebuit să predic, avem senzația, și asta văd că se repetă și astăzi, că știu despre ce este vorba, însă, în momentul în care vin și vă văd pe fiecare dintre dumneavoastră și împreună, uit. Într-o dată îmi dau seama că nu știu despre ce este vorba. Pentru că Evanghelia aceasta a talanților, dincolo de aparenta ușurință cu care putem să-i descifrăm mesajul, ne vorbește fiecăruia dintre noi într-un mod aparte. Și cine ar putea, în afară de Dumnezeu prea bunul, să cunoască tainele fiecăruia dintre noi, să priceapă care sunt adevărurile, care sunt credințele, care sunt conducătorii noștri lăuntrici, care sunt talanții noștri în ultimă instanță. Nu este lucru ușor să te uiți la un om și să-ți dai seama la ce este bun omul acesta. Și totuși, Dumnezeu, în infinita sa înțelepciune și nemărginita sa blândețe, a știut să așeze în fiecare dintre noi un soi de particularitate, un soi de specificitate, noi spunem personalitate, care face ca orice cuvânt, cum ar fi cel de față, orice cuvânt despre pilda talanților să se lovească de această negrăită diversitate voită de a toate făcătorul și așezată în fiecare dintre noi. Cum putem să judecăm lucrurile acestea? Nu știu cum. Dar împreună cu dumneavoastră și la rugăciunile dumneavoastră, la instigațiile, să spunem, Părintelui Stareț, care mi-a poruncit totuși să zic un cuvânt, pun și eu la inima dumneavoastră două lucruri. Cel din tâi ar fi tocmai acesta. Faptul că suntem diferiți. Și nu diferiți la modul relativ, diferiți la modul absolut, aș putea să spun. A, ne uităm la celălalt, la cel de lângă noi și vedem la fel, doi ochi, două sprâncene, un nas, o gură, eventual două picioare, două mâini și așa mai departe. Și ne spunem, nu, suntem asemănători. Și avem dreptate dacă este să ne uităm la lucrurile de din afară. Dar ați putut vreodată, în modul real, la modul real, să vă uitați în lăuntru celuilalt și să sesizați care sunt elementele de asemănare? Foarte greu. Putem să folosim așa niște concepte generale și să spunem, da, omul acesta este bun și să ne gândim la bunătate, așa, la modul general. Dar cum este bun omul acela la modul particular, în modul său? Modul său specific. Ce îl face pe omul acela bun în sensul personalității sale și nu în sensul percepției mele? Sincer să fiu, eu întotdeauna am avut dificultăți în a-i sesiza pe ceilalți în această prea frumoasă specificitate, care cred că este voită de Dumnezeu tocmai pentru a arăta faptul că suntem valoroși. Faptul că suntem etern, veșnic, valoroși. De aceea Domnul ne arată lucrul acesta spunând o pildă în care trei persoane, și prin trei persoane să înțelegem toată această complexitate a firii omenești, au primit de la un stăpân oarecare daruri. Unul 5 talanți, altul 2, iar altul 1. Și prin aceasta arată că Domnul nostru iubește această diversitate și această specificitate. Pentru că El însuși, să știți, în Preasfânta Treime nu este doar unitate, este mai ales, să spunem așa, folosind un cuvânt mai modern, diversitate. Unul este Dumnezeul nostru și celebrăm această unitate, dar noi L-am cunoscut ca și trei. Și nu spunem slavă unității tale, Doamne, ci spunem slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Arătând prin aceasta că noi în Dumnezeu recunoaștem pentru prima dată tocmai această specificitate, această dimensiune personală care face pe Dumnezeu să fie vrednic de iubit și vrednic de dorit. A
Aproape că vedem o față în Dumnezeu căreia ne putem adresa. Un Dumnezeu doar unitate din care să sesizăm doar o fire unică, vorbind în termenii teologiei noastre, ar fi un Dumnezeu de neabordat. La fel și la oameni. De unde știm că cutare este Ioan și cutare este Vasile? Uitându-ne la chipul său, și chipul său este la modul absolut unic. Și nu pentru că o spun eu neapărat, pentru că vreau să impresionez într-o duminică dimineață de 1 decembrie, spunând un cuvânt. O spune știința, o spune filozofia, o spune întreg complexul acesta al experienței umane din totdeauna. Suntem diferiți. Și ce frumoasă este această diversitate! Este o diversitate care ne hrănește pe dinăuntru și care se arată în afară. Și prin intermediul căreia noi putem să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-L preamărim pe acest Dumnezeu cel întreime lăudat într-un mod cu totul și cu totul apart. De aceea, din păcate, de multe ori, și spun lucrul acesta cu tristețe, se întâmplă chiar și în comunitatea aceasta bisericii ca noi să celebrăm mai degrabă lucrurile care ne unesc. Și nu de puține ori sfârșim într-o uniformitate care pentru oamenii din afară, mai ales cei care vor să vină și să lipească de trupul lui Hristos, creează sau ridică foarte multe semne de întrebare. De ce trebuie să facem lucruri? Auzim de foarte multe ori această întrebare. De ce trebuie să facem mai? De ce trebuie să facem cealaltă? De ce toată lumea să stea cu fața la altar și nu cu spatele sau într-o parte? Da? De ce trebuie să ne îmbrăcăm cu toții la fel? De ce trebuie să facem cruci în același? Și sunt întrebări legitime, pentru că oamenii doar asta văd. Ori adevărata chemare a creștinului este să-L ajute pe cel care vine să se lipească de trupul lui Hristos, spuneam, să sesizeze această frumusețe a diversității dincolo de aparenta uniformitate. Și e greu de multe ori. Uitați-vă la oamenii care ne judecă pe noi creștini. Pentru lucrurile astea ne judecă. Pentru că anulăm personalitatea, pentru că tăiem voința, pentru că nu respectăm libertatea. Și atunci vă întreb pe dumneavoastră, de ce ați venit în această biserică? Nu va respecta cineva libertatea? Va tăia cineva voia? Va desconsidera prin faptul că vă uitați într-o singură direcție? Așa este. Dar uitați-vă la cât sunteți de diferiți. Nimeni nu stă pe locul celuilalt. Da, ne uităm cu toții în aceeași direcție și îl vedem pe Dumnezeu, dar fiecare are locul său. Și cât este de frumoasă această unitate pe care o rânduiește Biserica după chipul Preasfintei Treimi, în care vedem aduși împreună oameni atât de diferiți, dar cărora, într-un mod surprinzător, le stă chiar bine împreună. E ca într-o orchestră. Ai și trombon care e diferit de vioară și tobele care sunt diferite de violoncel. Și totuși sub bagheta unui dirijor, unui maestru priceput, cât de frumos poate să cânte această orchestră. Acesta este primul lucru pe care îl învățăm din pilda talanților. Și acest lucru este important pentru că Dumnezeul care dă talanți într-un mod diferit este un Dumnezeu care respectă libertatea și care îl face pe om să fie frumos în dreptul său. Al doilea lucru pe care l-am sesizat în această Sfântă Evanghelie și pe care îl vrea să-l împărtășesc cu dumneavoastră este tocmai acesta că, deși sunt diferite cantitățile, da? 5 talanți, 2 talanți, un talent, nu avem scuză în a spune că eu am mai puțin, deci nu mă interesează. Deci, știți, este o boală a modernității și aș vrea să generalizez un pic, să mă plâng, așa cum fac analiștii de opinie de obicei și în Ziua Națională să spunem că e o boală a noastră, a românilor. Tot timpul ne uităm la cei care au mai mult. Eu l-aș lăuda mai mult pe Dumnezeu dacă aș avea darurile aceluia sau celuilalt. Noi am fi mai grozavi, am fi o țară mai bună dacă am avea cu tare sau cu tare lucru. Sesizați treaba asta în discursul nostru public și în credințele noastre lăuntrice? E, dacă aș avea și eu credința celuilalt, dacă aș avea și eu smerenia cu tăruia,
Dacă aș avea și eu simplitatea lui sau blândețea lui, sau pe partea cealaltă mai materială, dacă aș avea banii lui, dacă aș avea timpul lui, dacă aș avea poziția lui, câte lucruri nu aș face eu. Și asta este o ispită de la cel viclean, vă spun, verde și în față. Dracul acesta al comparării cu celălalt, să știți, este un drac foarte, foarte viclean, care se insinuează în existența noastră asigurându-ne ce? Că nu facem nimic. Pentru că mi se pare mie că eu n-am nimic, ceea ce nu este adevărat. Îi spune, da, dar de ce cutăruia i-a dat un talent? De ce? Pentru ca să fie mai ușor. Faptul că a avut un talent sau n-a avut un 5 talent sau 10 talenți, rătat că Dumnezeu s-a uitat la el și i-a dat ceva chiar mai ușor să facă, nu mai greu. Faptul că a avut un talent nu a fost o judecată a lui Dumnezeu, arătându-i aceluia că tu ești mai prost sau mai neputincios sau mai neatent sau mai nebăgat în seamă. I-a dat ceva mai ușor, tocmai pentru a-l ajuta cu adevărat să crească și el ceva, să facă și el ceva, să nu aibă scuză, cu alte cuvinte. Pentru că tot uitându-ne după capra vecinului și după iarba mai verde din curtea de alături, sfârșim prin a nu ne face nimic și a ne rata existența. A ne rata această prea frumoasă experiență de viață care nu stabilisem în prima parte a cuvântului, că e o experiență frumoasă, unică, irepetabilă, extraordinară în dreptul ei. De aceea, cred că dacă e să plecăm astăzi pe acele uși din această biserică, este să ne gândim la următorul lucru. Cum îmi sabotez propria mea viață, comparându-mă cu alții, mi se pare mie că au mai mult, mai frumos, mai grozav, mai extraordinar decât mine. Iertați-mi comparațiile poate nepotrivite. Cum îmi sabotez în primul rând viața mea lăuntrică, viața mea duhovnicească, nu mai zic de viața socială, de viața familială, de viața profesională, ne învățând să valorizăm lucrurile pe care le avem. Le avem deja. Sunt acolo, sub ochii noștri, în lăuntrul nostru. Pentru că să știți că și în biserică nu toată lumea s-a mântuit la fel. Ce ar fi zis Sfântul Gheorghe, mucenicul? Dar mie nu-mi place stilul acesta de mucenicie, aș fi preferat să fiu călugăr. Sau un călugăr să fi zis, aș fi vrut și eu să trăiesc pe vremea mucenicilor, că ce fain era atunci când venea și te schingiuia. Nu că sună urât? Luați acest exemplu și duceți-l apoi pe diferite paliere ale existenței dumneavoastră și ale existenței noastre și o să vedeți cum, de fapt, perpetuăm această grozăvie a comparației nefericite până în cele mai multe amănunte, cele mai mici amănunte ale experienței noastre de zi cu zi. Și nu se cade. Nu este un lucru potrivit pe care să-l facem cu viața noastră. Nu este un lucru care să onoreze pe Dumnezeu și care să onoreze experiența noastră de zi cu zi pe acest pământ atât cât este El. De aceea, uitați-vă un pic în familiile voastre. De câte ori nu ne gândim că dacă am fi avut un lucru mai bun, gândiți-vă la serviciu, dacă aș fi avut un șef mai bun sau un salariu mai mare. Gândiți-vă la relațiile cu prietenii, dacă aș fi avut și o mașină lui sau părinții lui sau bani și așa mai departe. Sunt lucruri care, vă dau scris, ne vor face și mai nefericiți decât suntem în momentul de față. Este, ca să spun așa, păcatul celui care primise un singur talent și ce a făcut? L-a îngropat. Pământ aici trebuie să înțelegem că poate să însemne fie patimile noastre, păcatele noastre, ne îngropăm talanții într-un mod neomenesc, aproape animalic de a fi, pentru că pământ aici poate să însemne patim și lipsa oricărui har și oricărei lumini și oricărui adevăr. Uitați-vă de pildă la oamenii care sunt foarte dăruiți, mulți dintre ei, fie cu o voce frumoasă, fie cu o personalitate strălucitoare, cum ajung la un moment dat efectiv să se prostească. Își îngroapă talentul, cu alte cuvinte. De câte ori n-am văzut, poate, tineri care promiteau foarte mult și care în contact cu o ispită a vieții ajung să-și piardă busola, să-și piardă nordul, cum să spun, să-și piardă punctul de referință în viață.
Și pe de altă parte, acest pământ poate să însemne, deci pe de o parte, ispitele și lipsa virtuților, dar pe de altă parte poate să însemne crâteală, această orbire, că asta înseamnă pământul, e întunecat așa, obstrucționează vederea, această orbire în a vedea binecuvântările pe care Dumnezeu le-a răsădit cu adevărat în viața fiecăruia dintre noi. Ia gândiți-vă, care sunt talentele voastre? Care sunt darurile voastre? Gândiți-vă la talanții care într-o formă sau alta sunt îngropați, trecuți cu vederea, tocmai pentru că ni se pare că e ceva mai bun în altă parte. Domnul ne spune prin această Evanghelie să ne înstăpânim asupra propriei vieți, să ne luăm în posesie talanții și să facem ceva cu ei. Chiar dacă lucrul acesta la prima vedere poate părea foarte ușor, să știți că este foarte greu, pentru că tot timpul ne comparăm și lucrul acesta trebuie să plece de la noi, pur și simplu. Într-o novelă a răposatului Valeriu Bartolomeu Ananie, arhiepiscopul Clujului, care se numește chiar Iezerul Amintirii, dintr-o colecție mai mare, Amintirile peregrinului Apter se numește, este relatată o istorie de la schitul Iezerul din Vâlcea cu un cioban care, mă rog, tânăr fiind, îl chema Ion, cum putea să-l cheme altcumva, a stat mai toată viața lui în creierii munților. Și la un moment dat a fost trimis de tătâne sub o treabă oarecare pe la târg. El nu mai fusese niciodată în afară de mănăstire, nu mai plecase de stână, iertați-mă, nu plecase niciodată de acolo. Și ajunge la o mănăstire și vede el acolo biserică, vede călugări, vede oameni adunați, ca la orice mănăstire. Și intră acolo și un pic așa mirat, începe să se intereseze. Ce e aia? Ce e aia? Ce e celălalt? Și dă peste dânsul și starețul și este starețul luat la întrebări. Dar voi ce faceți aici? Păi ne rugăm. Dar ce este această rugăciune? Păi tu nu știi să te rogi, nu știi tatăl? Nu știu tatăl nostru. Și cum este să mă rog? Păi nu știu, să-i spui lui Dumnezeu ceva ce poți tu să faci, ce-ți place ție. Păi ce mie îmi place să joc. Du-te încolo de păgân, îi zice starețul, chiar așa nu poți să zici și tu un tatăl nostru să-și faci și tu o cruce, zici, domnule, nu știu ce-s acelea. Deci, efectiv, copilul acela, tânărul acela, nu știa despre ce este vorba. E o situație, să spunem, istorică, ce se petrecea cu câteva sute de ani. Călugării, într-un sfârșit, se duc la masă și, la un moment dat, cum ședeau ei acolo la trapeză și auzeau cuvânt de folos, prin ușile și ferestrele întredeschise, răzbat așa niște chiode și niște bătături, de toată lumea se sperie gândindu-se ce o fi aceea. Năvălesc cu toții înspre biserică, că de acolo venea, și zice, vrând să intre, au văzut ca un fel de arătare, ca un om cu o chioagă în mână, care sărea și bătea pământul cu opincile, de parcă atunci era sfârșitul lumii. Vă dați seama, spaima vieților călugării, ne-au pângărit biserică, în fața icoanei preacurate. Vă dați seama ce șoc pe ei. Ne povestește părintele Valeriu Anania că toți s-au urcat pe la ferestre, că nu îndrăznea nimeni să intre să-l oprească. El juca o bătută cu o ghioagă în mână, nu știu cum fi stilul ăsta, dar probabil la tezaur folcloric noi n-am văzut așa ceva. În fine, omul nostru își termină dansul, își termină bătuta și cu sudoare pe frunte, cade efectiv în fața icoanei Maicii Domnului și spune textul, și asta m-a impresionat foarte mult, cu ochii rugători către icoana preacurată, așteptând parcă ceva. Pe toți călugării dau atunci să năvălească în biserică, în momentul acesta de acalmie, ca să-l scoată pe nebun afară. Starețul îi oprește. Și da, de ce, părinte? Păi de voi n-ați văzut? Păi ce să vedem? N-ați văzut mâna preacuratei cum i-a șters fruntea de sudoare? Preacurata primise darul acelui cioban din creierii munților, acelui Ion. Istoria continuă și recomandă, este o lectură din această duminică după masă absolut fabuloasă.
Istoria continuă cum acel Ion s-a dus la târg și a făcut treaba, dar după aceea s-a întors și a rămas la mănăstire, semn că prea curata l-a primit așa cum a știut ea să primească mai bine, așa cum ne primește pe fiecare dintre noi. Asta nu înseamnă că de acum, aici, la Mănăstirea Treierași, ne-am apucat să jucăm bătuta, dar cred că și aceasta este o parabolă de cum putem să-i plăcem lui Dumnezeu prin lucrurile aparent banale care ne compun viața. Sunt lucruri banale? Faceți-le voi extraordinare. Sunt lucruri obișnuite? Faceți-le voi cu adevărat neobișnuite. Sunt omenești? Faceți-le dumnezeiești. Amin.